Bună dimineața! Am lipsit foarte, foarte mult de pe canal, dar am revenit cu ultimele retușuri, să le zicem, la a noastră autorulotă, pentru că mai avem foarte, foarte puțin și plecăm. Motivul pentru care am lipsit este simplu. Mașina este și acum la mecanic. După cum v-am spus de la bun început, ultimul lucru pe care vreau să-l fac este să fac mașina să fie într-o stare absolut excelentă, ca să putem să ne bazăm pe ea, indiferent de situație, indiferent de vreme, indiferent de țara în care suntem, să nu ne lase la greu. Și asta se și întâmplă. Probabil că va fi un alt video în care să vă povestesc exact ce s-a schimbat la dubă. Astăzi voi monta un lucru foarte important pentru noi, și anume aceste încuietori suplimentare care ne vor permite nouă să stăm liniștiți, nu neapărat cât timp suntem în autorulotă, deși și asta este foarte important, dar mai important pentru noi este să putem să lăsăm autorulota singură și mai ales cu Benny înăuntru, fără ca cineva să intre în autorulotă. Și ăsta este un prim pas pentru treaba asta. Am cumpărat două astfel de încuietori care se cheamă Gatelock Van GVM. O să vă las un link în descriere. Una dintre ele va veni pe ușa culisantă, una va bloca și închide ușile din spate. Am cumpărat un set care vine cu un singur tip de cheie care va deschide și încuietoarea asta și încuietoarea asta altă. Deci putem să deschidem cu aceeași cheie atât ușa culisantă cât și în spate, ceea ce este super bine. Dacă le luați separat, să știți că vor veni cu două chei separate și veți folosi o cheie la una, o cheie la alta. Eu am luat un set de două special gândite exact pentru treaba asta. Să le pui pe ușa culisantă și pe ușa din spate. Par relativ simplu de montat. Hai să vedem dacă și reușesc să le montez repede și fără probleme. Videoul acesta este sponsorizat de World of Warships, un joc gratuit în echipe care constă în lupte pe mare cu peste 400 de nave diferite împărțite în 11 națiuni, cu o grafică extraordinară, vreme schimbătoare pe parcursul luptei, navele sunt create după documente și schițe istorice de la începutul secolului 20 și dacă vă înscrieți și vă faceți cont urmând primul link din descriere, veți primi un pachet de bun venit în valoare de 25 de euro, care conține 200 de dubloni, 2 nave, 20 de camuflaje Restless Fire și 2,5 milioane de credite. Pe lângă asta veți primi 7 zile cont premiu. Dacă vreți acest pachet de bun venit și dacă vreți să ne jucăm împreună World of Warships, urmați primul link din descriere. Ok, deci, în partea asta aici trebuie să vină asta, în care se închide asta, care să vină pe asta aici, așa. Trebuie să bag pentru ăsta două nituri de astea în tabla mașinii, care vor veni aici cu două șuruburi. Așa. Și bineînțeles, pentru astea am scula asta care va strânge astea. Astea sunt un pic diferite față de ce am folosit eu la toată duba, pentru că sunt cumva în cruce și se extind mai mult ca să fie mai rezistente la tragerea din tablă, cum ar veni. O să dau întâi gaură cu asta, ăsta mic, și apoi o să trebuiască să dau cu un burghiu de 9. Am aici un autocolant care va veni fix aici pe ușă, ca să pot eu să dau găurile la fix. V-am scutit de același proces aici pe spate. Cam așa arată. Aici trebuie să mai strâng astea, care bănuiesc eu că o să se rupă capul ăsta și o să rămână acolo înfipte, ceea ce ar fi extraordinar. Acum să vă arăt. Asta trebuie să-l pun pe undeva. Asta este release-ul din interior. Asta se... Mă rog, trebuie să facă cheie. Și
trage asta, se deschide din interior. Pentru că asta se închide automat în momentul în care ai scos cheia. Și am terminat. Sunt înmontate noile noastre încuieturi suplimentare. A durat mult mai puțin decât mă așteptam. A fost mult mai simplu decât mă așteptam. Nu a fost nevoie să dau mobila la o parte sau orice din interior. Totul s-a făcut din exterior. Singura chestie care am băgat-o în interior este cablul ăla ca să pot să deschid ușa din interior. În rest, a mers foarte, foarte simplu. Și arată foarte bine. Și arată destul de finuț. Adică nu bași de seamă. Foarte tare. Și acum îți dăm. Și cam așa arată. Acum ușa e deschisă. De aici. Și uite, acum am făcut o chestie de care mi-este super frică și sper să nu mi se întâmple la drum. Știu sigur că încuietorile au o variantă să poată fi închise doar manual, pentru că ele în momentul ăsta când le-ai închis s-au și blocat, dar am lăsat cheile înăuntru. Noroc că am ușa de aici din față deschisă, dar vreau să pun de-astea și aici pe ușa din față și atunci o să fie complicat. Și având în vedere că am acces pe aici prin interior, pot să iau cheile simplu, relativ simplu, dar dacă nu puteam, o încurcam. Și pentru că nu ați văzut treaba asta și v-am spus doar chestia asta în live, astea sunt noile scaune de Volvo. Acolo avem un filtru de aer electrice și încălzite. Și pe lângă faptul că sunt scaune noi și mega, mega, mega confortabile, ele fac și treaba asta acum. Iar ăsta face și el aceeași chestie. Sunt absolut senzaționale scaunele astea, absolut senzaționale, sunt atât de confortabile. Deci dacă vreți să vă luați scaune confortabile, să faceți orice, să stați la masă, să faceți gaming, să mergeți la drum lung, Volvo S60.